Până la data de 5 octombrie, toate târgurile de animale din județul Hunedoara vor fi închise. Măsura a fost luată pentru a preveni apariția bolii limbii albastre în rândul bovinelor, caprinelor și ovinelor. Decizia vine din partea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a Prefecturii Județului, datorită faptului că această boală continuă să facă ravagii în țară. În momentul de față, județul Hunedoara este liber de această boală, nu avem nici suspiciune, nici confirmare. Chiar dacă în județul nostru nu au fost semnalate cazuri de animale infestate, autoritățile au luat mai multe măsuri de prevenție. S-a luat decizia de interzicere a târgurilor de animale pe raza județului Hunedoara până în data de 5 octombrie 2014. S-a reintrodus avizul interjudețean necesar circulației animalelor dintr-un județ în altul, dintr-o zonă într-alta. Circulația animalelor s-a impus să se efectueze doar cu existența actelor sanitar-veterinare, și anume certificat sanitar-veterinar și formular de mișcare. Boala limbii albastre este produsă de un virus, afectează toate rumegătoarele și se transmite prin înțepătura unor insecte care se hrănesc cu sânge. Insectele care infestează animalele cu boala limbii albastre nu rezistă la o temperatură mai mică de 15 grade.